Examenul de bacalaureat a devenit de-a lungul anilor o sursă inepuizabilă de perle savuroase, iar exprimările alambicate și ilogice nu au lipsit nici în acest an. Absolvenții de clasa a 12-a și-au dat frâu liber imaginației și au scris pe foaia de examen perle care au stârnit râsul profesorilor. Jocurile sunt importante pentru dezvoltarea ta în fața colegilor, adică ăia care se oftică când le spui că ai ajuns la un nivel peste ei. Jocurile sunt făcute ca să te enervezi că nu poți să treci peste un anumit nivel. Elevii de liceu de la Profilul Uman au avut de caracterizat un roman psihologic și un text dramatic, iar cei de la Profilul Real au avut de prezentat tema și viziunea dintr-un roman interbelic. Iată ce au scris unii dintre candidați. În romanul interbelic, lumea este prezentată tristă sau fericită pentru că se gândește la războiul care a trecut, dar și la ăla care urmează. În Ion, viața este prezentată foarte grea pentru personajul principal, care e lacom după avere și moare de ciudă că alții au mai mult. Ultima noapte de dragoste prezintă viața grea când îți lași iubita acasă și pleci la luptă și nu mai faci.